Handbaliștii de la CSM Ploiești trebuie să-și arate valoarea în grupa 1 valoare. Așa a fost denumită de către Federația Română de Handbal partea a doua a sezonului, premergătoare turneului final. Băieții pregătiți de Silviu Stănescu au fost repartizați așadar în grupa 1, alături de CSM Bacău, LPS Suceava, Vaslui, Dobrogea Sud, Constanța și LPS Brăila. Astăzi ei au aflat și programul celor 10 etape din această fază a competiției. Meciurile vor debuta la începutul lunii februarie, iar Paraschiv și coechipierii vor juca primele partide în sala Olimpia. Astfel, CSM Ploiești va înfrunta pe LPS Roman în 3 februarie, iar derbiul cu Dobrogea Sud Constanța va fi o săptămână mai târziu. După meciul cu Constanțenii, campionatul se va întrerupe până la începutul lunii martie. CSM-ul va avea prima confruntare pe terenul Brăilei, iar ultimul joc din turul grupei va fi pe teren propriu cu CSM Bacău. În această fază a campionatului sunt 3 grupe a câte 6 echipe, urmând ca primele două clasate plus cele mai bune două echipe de pe locurile 3 să acceadă la turneul final. Handbaliștii Ploieștiului vor ataca grupa 1 valoare după ce în prima fază a campionatului au câștigat seria B cu 11 victorii și o singură înfrângere.